România ideal ar trebui să fie cu niște oameni care să, în primul rând, să-și aduce copii mult mai bine decât o fac. Familie să aibă grijă, să aibă timp pentru copiilor. Cred că ne lăsăm prea mult pradă, în primul rând, aurii ăstea față de acea clasă, de clasa politică, și uităm că, de fapt, cele mai multe schimbări sunt la noi. Dacă noi am fi ok noi cu noi, cu oamenii din jurul nostru, din lumea noastră, din vecinii noștri, mă, cred că undeva acolo s-ar propaga și mai departe efectul. Și s-ar vedea niște schimbări. Da. Totul trebuie să se bazeze fix pe iubire simplă de la mine către un alt om.